Metrou în București a vrut să facă și Carol al doilea, după model parizian, și Gheorghe Gheorghiudej, după model sovietic. Dar numai Ceaușescu a definitivat ideea, după modelul eu și nevasta mea deșteaptă. Ceaușeștii n-au dorit stație de metrou la Romană, ca să nu se îngrașe studenții de la ASE. Noroc cu proiectanții și cu arhitecții din acele vremuri, care au făcut o treabă foarte bună, de care ne folosim și astăzi, fericiți! Ambiția supremă a cârmacilor era ca totul să fie românesc, tot ce-i românesc nu piere. Vagoanele, șinele, călătorii, mozaicurile, marmura, aerul, execuția, muncitorii care au săpat, soldații, deținuții, proscrișii, toate și toți să fie made în România. Fără consultanți străini, fără planuri tehnice capitaliste. Și voia li s-a făcut. Fără stație la Romană. S-au gândit ei că se îngrașă studenții, au mărturisit proiectanții după căderea comunismului. Să mai meargă și pe jos, că de aia au picioare. Dacă ar ști răposații că acum, la Romană, e Simec și KFC, zahăr, cola, desfru. În anul 1976, ceaușeștii s-au plimbat cu metroul prin Viena, în același an în care Untergrund Bahn, cale ferată în subteran, a fost dată în folosință. Era nou și mult le-a mai plăcut, așa că au venit cu idei noi acasă, să fie ca la Viena, dar o Vienă română. Planuri de proiectare a metroului din București existau încă din anii 50, dar lucrările efective au început în anul 1975. După 4 ani de muncă grea, metroul bucureștean a fost dat în folosință în noiembrie 1979. Bucureștiul avea pe atunci 1,7 milioane de locuitori. Toate vagoanele au fost produse la Astra Vagoane Arad și toate erau galbene. Repede, repejor, Angela Similea le-a făcut și un cântecel, trenul galben fără cai. La început de veac pe splai un prăfuit tramvai cu cai mergea în viteză de galop, dar n-avea stație și stop hop, hop, hop s-a vorbit atunci de el ca despre lucrul cel mai cel de ce e firesc. La rândul meu cu un metrou să mă mândresc și eu, trenul galben, fără cai nu-i nici birge, nici tramvai, dar mă poartă în zbor mai repede ca gândul, nici n-apuc să-l văd că, vai, trenul galben fără cai a pornit ușor și l-a înghițit pământul. Metroul a fost gândit să ducă muncitorii la fabrici și uzine. Trenul galben fără cai era frumos foc, jăratec mâncat, dar avea un singur cusur, nu oprea la Piața Romană. De ce? Stația era prevăzută de proiectanți în planul inițial, numai că Elena Ceaușescu n-a fost încântată deloc de el. Mai rărițile ca se îngrașă studenții, mai rărițile, le-a spus inginerilor. Și le-au mai rărit. Acasă la ei, în Palatul Primăverii, despre care am scris aici, Micu și Culeana au stat la ceas de taină și au trasat directiva. Metroul să ducă și să aducă muncitorii de la fabrici și uzine. Ăsta era scopul lui suprem, nu alte mofturi, nu să umblăm teleleu prin oraș. Trenul fără cai să facă legătură între platformele industriale Republica, 23 august, zona industrială militari, semănătoarea și timpuri noi. Fără drumul taberei, ca acel cartier nu era ctitorie ceaușistă, era cartier făcut de Dej, așa că Nicu i-a dat cu negativ. Și voia i s-a făcut. Uzinele Berceni, întreprinderea Granitul, fabrica de confecții, electroaparaj, combinatul de sticlărie, uzina mecanică fină, uzinele semănătoarea, autobuzul, uzina de mașini electrice. Sunt numai câteva dintre locurile de muncă ale bucureștenilor acelor vremuri, care se duceau la serviciu cu metroul. Exista chiar și o uzină de pompe funebre socialistă în București. Proiectanții au continuat să lucreze la stația de la Romană pe ascuns. Inginerii, proiectanții și arhitecții au continuat însă să lucreze la stația de metrou de la Romană, fără voia partidului, pe ascuns. Au făcut o galerie mai largă, încât să poată să facă oprire mai târziu, în caz că li se va cere. Era absurd să nu fie. Și li s-a cerut.
pentru că oamenii muncii întrebau mereu de ce nu oprește calul și la Romană. Partidul le-a ordonat proiectanților să rezolve problema. În timp record, în numai 3 luni, au făcut niște galerii în spatele zidurilor groase și le-au transformat în peroane. Au spart cu picamerul, au făcut arcadele și aia a fost. Configurarea stației este și astăzi periculoasă. M2, linia care leagă Piața Unirii de Pipera, a fost inaugurată la sfârșitul anului 1987, iar stația de la Romana a fost deschisă în 1988, făcută în grabă. Asimetrică, foarte îngustă, are mai puțin de 1,5 lățime, cu peron separat de ziduri groase pentru a menține planșeul stației în solul nisipos. Configurarea stației este și astăzi periculoasă. S-au făcut câte 18 străpungeri în galerie, câte 3 găuri pentru fiecare vagon de tren. Periculoasă, dar măcar, de atunci încolo, studenții au putut să se îngrașe liniștiți. Prin calde, entuziste manifestări a fost marcată darea în exploatare a importantului mijloc de transport în comun. Bucureștenii au dat glas sentimentelor de dragoste nețărmurită și înaltă stimă față de partid și secretarul său general. A fost adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a tăia pandlica inaugurală a primului tronson al metroului bucureștean. Cei prezenți au ovaționat îndelung pentru Partidul nostru comunist, pentru secretarul său general. Prin aceste calde, entuziaste manifestări a fost marcată darea în exploatare a importantului mijloc de transport în comun, menit să contribuie la îmbunătățirea traficului de călători în București. Secretarul general al partidului a apreciat modul de amplasare a stațiilor, construcția și arhitectura lor, calitatea execuției, indicând ca în paralel cu aplicarea planului de sistematizare din jurul stațiilor să se rezolve corespunzător acoperirea intrărilor și a ieșirilor. Comentariu TVR la inaugurarea metroului bucureștean, noiembrie 1979. Piața Romană, o stație făcută anapoda, bizară, ciudată și intimă pentru sinucigași. După anul 1990, stația de metrou de la Romană a devenit preferata sinucigașilor. Din motive tehnice evidente. Are peron îngust, arcade ca la biserică, trenul face o curbă, iar conductorul nu are vizibilitate. E, pur și simplu, intimă pentru tragedii. Singura legătură dintre mine și șina din Piața Romană este gâtul meu, cum am zis eu în acest haiku compus de mine, cu inspirație careniană. De ce este anormală stația din Romană? Numai și numai pentru că Nicu și Culeana s-au gândit că nu e bine să ne îngrășăm. Ne-au vrut binele, să nu ridicăm piatra. Altfel, metroul făcut în comunism rămâne o realizare majoră pentru București. Bine că îl avem. Că ați văzut cât timp a durat până când Foreza Sfânta Varvara și sora ei, Foreza Sfânta Filofteia, să ajungă în drumul taberei. Au stat sfintele în subteran cu ani, dar iată că astăzi au și drum tăbărenii metrou.